Cuvânt pe care îl găsim în uh, epistola lui Iacov și am să citesc primele 8 versete și haide să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu care spune așa. Iacov, roba lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos, către cele 12 seminții care sunt în, în prăștiate sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, soceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar soceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Îți mulțumim că în această dimineață El este o încurajare pentru noi. Îți mulțumim pentru timpul de până acum. Îți mulțumim că ne dai libertatea și ocazia să onorăm numele Tău. Pe Tine te slăvim și te rugăm, Duhul Sfinte, ca voia Ta să se facă în viețile noastre în aceste momente te rugăm să lași acest cuvânt să fie sădit ca o sămânță în inimile noastre, care să crească pentru dezvoltarea noastră spirituală, pentru creșterea noastră spirituală, pentru maturizarea noastră spirituală. Te rog, Duhule Sfinte, fă lucrarea în acest loc, în această dimineață. Te onorăm și te slăvim în veci. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Începând cu dimineața asta, practic începând din acest moment, Vom trece prin această epistolă a lui Iacov timp de 11 duminici. Până la sfârșitul la august, în fiecare duminică dimineață, vom predica din uh, această epistolă a lui Iacov. Este o, o epistolă extraordinară. Este o epistolă care așează și mai mult lucrurile și ne spune că urmarea credinței noastre trebuie să existe niște fapte. Nu putem să spunem că suntem al lui Dumnezeu, că îl iubim pe Dumnezeu, că-L avem în inimile noastre, că El ne conduce viețile noastre, că ne-am predat viața în mâna Lui și punct, nu mai există nimic după. Există manifestarea, după ce ne-am predat viața în mâna Domnului, există manifestarea acelei chemări pe care Hristos a făcut-o ucenicilor săi și pe care Hristos prin ei ucenicii și apostolii mai târziu și părinții bisericii și toți cei care au trăit generații la rând până astăzi la noi, ne fac, ne-au făcut și Hristos a început și ne-a dat această chemare de a fi martorii lui în această lume, de a aduce vestea bună, de a fi sare, de a fi lumină. Și continuăm această serie de predici după ce am încheiat seria de predici legate de identitate. Și sper că a fost de ajutor pentru mulți dintre noi să înțelegem cine suntem în Hristos. Dar iată că odată ce am înțeles acest lucru, că suntem fii de Dumnezeu, că îl avem pe Hristos în inima noastră, Trebuie să se vadă asta prin trăirea noastră, prin faptele noastre, prin ceea ce facem, prin vorbirea noastră, prin umblarea noastră. Trebuie să se vadă această credință. Credința în Dumnezeu, credința adevărată este o credință aplicată, o credință practică. Și Iacov, acest lucru vrea să ne spună prin toată această scriere. Și am, o, am, o, am un demn pentru fiecare în același timp poate o provocare pentru unii dintre noi. Și știți care e îndemnul ăsta? Ca pe parcursul acestor săptămâni, când vom sta în această epistolă a lui Iacov, ă, acum să alegeți una din două. Ideal ar fi ca în fiecare zi să citim o dată epistola lui Iacov. Durează, am, am, încercat de mai multe ori săptămâna asta, durează 15 minute și să o citești de la cap la cod, cele 5 capitole. Citiți în fiecare zi. Pentru cine crede că e prea mult, măcar o dată pe săptămână atunci, în astea 11 săptămâni, citiți această epistolă a lui Iacov. Pentru că știți ce va face epistola asta dacă, dacă o citim, dacă vom avea privirile ațintite spre această epistolă, va, ne va transforma și îți va transforma viața și modul de gândire. Îți va transforma modul de gândire. S-ar putea să nu schimbe nimic în jurul tău, dar ceea ce se va întâmpla, că se va întâmpla o schimbare înăuntrul tău. Poate exteriorul tău o să rămână la fel, însă o să te întâmple ceva cu modul tău de gândire. Te va schimba pe tine. Pistola asta ne arată niște lucruri practice pe care creștinul trebuie să le facă. Pentru că nu putem separa lucrurile. Și Biblia e foarte categorică și clară cu privire la aceste lucruri. Nu putem, că spunem, nu putem să spunem că suntem al lui Dumnezeu, dar facem lucrurile din lume. Dacă suntem al lui Dumnezeu, atunci facem lucrările lui Dumnezeu. Amin. Și epistola asta ne vorbește despre câteva lucruri practice pe care creștinul trebuie să le facă. Și așa numai trecând prin câteva lucruri care ne învață această epistolă, ne spune versetul ăla arhi cunoscut, de multe ori ne și rugăm versetul ăsta, nu fi ascultător al cuvântului, ci fi și un împlinitor al cuvântului. Nu zice, voi face aia, îmi fac planurile, astea vine Iacov și spune, ci spune dacă va fi cu voia Domnului. Dacă Domnul va îngădui, atunci voi face. Și ar fi, ar fi extraordinar că atunci când vorbim despre planuri, să schimbăm limbajul nostru și să vorbim astfel. Dacă va fi cu voia Domnului, dacă Domnul va îngădui, că de la El vine și viața, și sănătatea, și puterea de înfăptuire. Amin? Și Pavel ne învață acest lucru. Nu mai zi, îmi fac planuri, eu o să mă duc, eu o să fac, eu o să construiesc, eu, eu, eu ci spune dacă va voi Domnul și dacă Dumnezeu îmi dă zile. Apoi ne vorbește, vorbește despre relații și spune să nu fie certuri între voi, între voi să fie armonie. Apoi vorbește despre acest mădular mic a omului care face multe ravagi în viața omului și anume limba. Este, este un pasaj în această epistolă care vorbește despre asta. Apoi ne spune cum să ne comportăm cu oamenii, cu cei bogați, cu cei săraci. Spune, nu faceți diferențiere, nu vă uitați la cei bogați și lor, doar lor să le dați întâietate, ci nu-l neglijați pe cel sărac, pe cel lipsit. Aveți grijă de cel lipsit. Apoi ne spune, nu căuta la fața omului, după care ne spune mărturisiți-vă unui altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții și Apoi, în încheiere, această epistolă se încheie cu Întoarceți pe cei care s-au rătăcit. Întoarceți pe cei care s-au rătăcit. Vedeți cum, după ce ne dă câteva lucruri practice despre cum să ne trăim viața, Iacov își încheie această epistolă spunând Nu uitați de mandatul pe care îl aveți, nu uitați de chemarea pe care Hristos ne-a făcut-o tuturor. Așadar, Iacov îndeamnă credincioșii, vreau pe scurt așa o introducere mai generală a cărții, îi îndeamnă pe credincioși la o credință activă. Despre asta e vorba în aceste săptămâni. E nevoie să ne mișcăm, e nevoie să facem acel pas înainte, e nevoie să înțelegem că credința pe care o avem trebuie să fie una aplicată, trebuie să fie una activă. E o credință care să se vadă în comportamentul nostru, în comportamentul creștinilor. Iacov vă îndeamnă pe credincioși să-și trăiască credința dovedindu-și dragostea pentru Hristos, făcând fapte bune. Încă o dată, îndemnul lui nu îi face fapte bune ca să obțineți mântuirea și dragostea lui Hristos, ci dovediți dragostea lui Hristos care s-a arătat față de voi prin faptele voastre, prin ceea ce faceți, prin umblarea voastră. Sunt două cuvinte cheie, dacă putem sublinea două cuvinte care definesc această epistolă, cele două cuvinte ar fi credință și fapte. Credință și fapte. Credința adevărată se va vedea întotdeauna în faptele bune făcute de noi. Amin? Și ne apropiem de aceste versete pe care le-am citit. Primele versete din capitolul 1. Sigur, ca orice epistolă pe care o venim în Noul Testament, toate încep cu un salut pe care cel care a scris-o o adresează. Specifică cui este adresată epistola și salutul adus. La fel face și Iacov. Iacov, rob al lui Dumnezeu. Și îmi place așa de mult și avem atâtea ocazii, de cele mai multe ori neglijăm prima parte când începem să citim o carte. Că zicem, știm, e vorba despre aceleași saluturi. Însă găsim valoare și în aceste saluturi. Și în primul rând, lucru pe care îl găsesc aici e că toți oamenii a lui Dumnezeu, oamenii adevărați a lui Dumnezeu care au scris această carte, Scriptura, ei toți nu vin să-și etaleze ceea ce sunt ei, ce au făcut ei, toți încep în același fel. Eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu, eu sunt un rob al lui Dumnezeu, sau mai bine spus, un cuvânt care nu ne place și nu-i la modă în generația noastră, sclavul lui Dumnezeu. Iacov, sclavul lui Dumnezeu, el vă scrie. Deși Iacov ar putea să spună câteva lucruri despre cine e el și ce-i familia lui ceea ce ne place nouă, de multe ori să facem. Am întâlnit păstori care nu pot să-și rosească numele dacă nu pun în față pastor, profesor, universitar, academician, masteran și toate cele, da? Și asta e, asta e tendința omului și, din păcate, și între creștini o pătrus tendința asta, omul că, care stau de vorbă trebuie să știe cine, cine sunt eu. Unii au pretenția asta să le spui cine sunt și să pui acel nume pe care l au în fața numelui. Și Iacov putea să spună multe lucruri. Dacă ne gândim puțin la familia lui, gândiți-vă că Iacov mai putea să adauge câteva lucruri. Mama mea, Iacov, fratele lui Hristos, a scris această epistolă. Mama mea a fost Maria. Femeia, singura femeie aleasă prin care a venit mântuitorul lumii. Păi vă dați seama din ce familie face parte Iacov? Uh, „Cristos, fratele meu mai mare, nu? Vă dați seama, nu? Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este fratele meu uh, mai mare. Uh, frumoasă familie, nu e așa? Maria, Isus, ba, mai are încă un frate care a mai scris uh, o scriere, care este în Biblie. Iuda, doi frați, o mamă sfântă, un fiu al lui Dumnezeu, fratele mai mare și doi frați, care au scris parte din cuvântul lui Dumnezeu. O familie importantă, am putea spune, nu? Iacov, ai avea ce să spui, a avea cum să te prezinți, nu? O familie frumoasă. De fapt, până la urmă, toți facem parte din familia asta. Scrie în Marcu, capitolul 3, cu versetul 35, spune că cine face voia tatălui, îi este lui Isus, frate sau soră. Cine face voia tatălui, face parte din această familie. Deci, vedem salutul cu care începe Iacov. Apoi, versetele pe care le-am citit primele opt, sunt aici două idei importante. Prima idee importantă este că trebuie să găsești bucurie în încercare. Și a doua, să ceri înțelepciune de la Dumnezeu. Și vom aborda aceste două lucruri. Găsește bucurie în încercare. Știți deja, cred că toți am trăit destul de mult în viața asta să ne dăm seama că nu se poate fără încercări. Și că provocarea în viață vine mai devreme sau mai târziu. Sau unii care au trăit destul de mult, cred că au ajuns la concluzia că încercarea sau zbaterea este o parte constantă din viața omului. N-ai cum. Scap de una, vine alta, stai liniștit. Nu te lupta să scap de una că o să fie bine după. Vor veni, trebuie să învățăm. Viața e împletită cu lucruri frumoase, lucruri bune care ni se întâmplă, dar și cu lucruri pe care nu le dorim în viața noastră. Deci întrebarea nu e dacă va veni încercarea, ci când vine încercarea. Și încercarea poate fi un lucru important. O altă întrebare la care ar trebui să răspundem e că îl putem ocoli încercarea, e aici, mă duc pe aici o pot sări, nu pot să fac niciuna din asta. N-am cum. Ea va veni în viața mea. Nu se poate. A spune că dificultățile și încercările din viața noastră pentru viața creștinului pot fi, sau în viața creștinului pot fi ori un test, ori o ispită. Încercarea poate fi ori un test, ori o ispită. Și știți ce definește ce e încercare dacă e test sau ispită? Modul cum răspunzi tu la încercare. Pentru că dacă poate fi o ispit atunci când tu uh, vii împotriva lui Dumnezeu, atunci când, când vine încercare în viața ta. Când începi să-L blamezi pe Dumnezeu, să-i spui, de ce numai mie, numai mie mi se întâmplă toate lucrurile astea? Însă, atunci când ai înțeles, când, când îmbrățișezi încercarea, când ai înțeles că face parte din viață și vrei să treci prin ea și o iei cu vreau să văd care e lecția pe care trebuie să o învăț din această încercare, atunci această încercările sau încercarea este un test. Am putea face o comparație cu, cu școala. Încercarea este acel test pe care ni se, ni se dă la capitolul, la sfârșitul unei clase, ca să înțelegem mai bine ce încercare. Încercarea de cele mai multe ori vine în viața noastră când Dumnezeu vrea să ne ducă la un alt nivel, la următorul nivel. Și pentru a trece la următorul nivel e nevoie să dăm un test. Și acel test se numește încercare. E ce se întâmplă dacă caz testul ăsta, Dumnezeu îți mai dă o șansă. Dumnezeu ne, dă, ne, ne tot dă șanse să dăm acest test. Fiecare persoană se confruntă cu dificultăți și cu încercări într-un fel sau altul. Încercările pot fi mai mari sau mai mici. Tot felul de probleme de la probleme naționale, la probleme locale, la probleme pe care le au cei pe care îi iubim, cei dragi de lângă noi și sigur că ajungem până la noi, la problemele și încercările prin care noi trecem și pe care noi le avem. Și aici putem defini câteva probleme și încercări la locul de muncă, probleme financiare, afacerea nu mai funcționează, probleme emoționale, poate trecem prin probleme spirituale, chiar știi că Dumnezeu te iubește, dar nu mai simți lucrul ăsta, se Tâmplă atâtea și nu mai reușesc să procesez. Mai ales când încercările vin una, una după alta sau una peste alta, ești într-una și vezi că te lovește și alta, și alta, și alta și ce să faci în acel moment. Și nu putem să nu ne gândim când vorbim despre încercări sau despre teste, să nu ne gândim la Iov, un om care cu adevărat a fost încercat. A primit veste după veste și niciuna nu era bună. Copiii, familia, afacerea, din ceea ce trăia și până a ajuns să fie singur. De multe ori spunem, am trecut prin vremuri mai bune, altele mai puțin bune sau prin vremuri grele, însă ceea ce experimentăm nu e așa, e că, și ceea ce spune Iacov este că fiecare perioadă, în fiecare perioadă a vieții, vei, o vei, găsi, vei găsi și una și alta. Și încercare și lucrurile bune. Și lucruri care nu ne plac și lucruri bune. Dar îndemnul lui Iacov aici este, cum vă spuneam în prima parte, să găsim bucurie când trecem prin încercare. Dacă vei lua încercarea ca și un dar și o vei privi în felul ăsta, ca și un dar, aceasta te va ajuta și să enumer câteva lucruri unde din viața noastră, unde ne poate ajuta încercare atunci când o luăm ca și un dar. Sau, mai pe scurt, am, spune, am putea spune, haideți să vedem care e scopul încercărilor. Dacă iei încercarea ca și un dar, în primul rând, îți va distrage atenția de la lucrurile pe care le credeai importante sau lucruri în care credeai. Când vine încercarea, încercarea are acest rol, are acest scop să-ți distragă atenția de la anumite lucruri în care credeai. Te încredeai, nu așa, de multe ori ne, ne credem sănătoși, tu, suntem sănătoși, eu n-am nicio problemă. Și ți-ai testat lucrul ăsta în momentul în care vine boala. Atunci începi să te îndoiești de multe lucruri. Ce se întâmplă când vine încercarea? Încercarea nu e altceva în viața omului decât o scuturătură, te scutură. Toate aceste lucruri în care ne încredem la un moment dat, atunci când vine încercarea, tot un în jurul nostru se clatină, tot un jurul nostru se scutură și ăla e momentul în încercare, când să vedem că Dumnezeu e Cel care nu se schimbă și nu se clatină. Încercarea are rolul ăsta, să-L aducă mai în atenția noastră cine e Dumnezeu. Un Dumnezeu care nu se schimbă și care nu se clatină. Un Dumnezeu care rămâne același în veci, slăvi să-i fie numele. Haleluia! Are încercare, are acest scop să ne arată acest lucru. Apoi, atunci când vine încercarea în viața ta, te descoperi mai mult pe tine, cine ești. Încercarea ne arată cine suntem. Apoi încercarea ne arată și ne descoperă cine sunt cei din jurul nostru, nu numai cine suntem noi. Dar încercarea îți descoperă și cei care sunt în jurul tău. Cel pe care îl credea apropiat, poate te va părăsi. Și cel despre care spuneai tot timpul, nu cred că o să am de face cu el, nu ne potrivim. S-ar putea ca în momentul încercării ăla să vină să zică, cu ce să te ajut? Poți să te ajut cu ceva? Văd că te frămânți, văd că ai. Și încercarea are acest rol, să descopere cine sunt oamenii din jurul nostru. îmi place ce spunea cineva, Apropo de asta, zicea să nu spară niciodată rău de oamenii care pleacă de lângă tine, atunci când te încrezi în Dumnezeu, pentru că tu nu ai de unde să știi care, care erau discuțiile în spatele tău, dar Dumnezeu le știe și da el îndepărtat. Și da, eu adus în sezon în viața ta în care să-l îndepărtezi de tine. Pentru că el a auzit discuțiile pe care persoana aia le avea. Față de tine era unul care spunea tot timpul, să aproape, să aici, hai să facem, vreau să te ajut, vreau să uită, dar nu ți-am demonstrat eu. Dar Dumnezeu aude și cuvintele care sunt afară discuției pe care tu o ai. Îi descoperă încercarea. Noi trebuie să o privim ca un dar din, cu această perspectivă că va arăta nu numai cine suntem, dar și cine sunt cei din jurul nostru. Apoi ne arată ce se întâmplă, ne arată, încercarea îți arată că da, se poate întâmpla ceva teribil, dar în același timp ar trebui să ne vorbească și dacă privim încercarea într-un mod natur, matur, ne vorbește că e nevoie de cineva care să repare lucrul ăla. Când vine încercarea, pentru tine trebuie să fie un semnal, e nevoie de cineva care să se implice, e nevoie de cineva care să facă ceva. Apoi, Încercarea în viața ta îți arată contribuția ta, contribuția noastră. Și sigur că ne putem pune întrebare atunci când suntem în încercare, ce-am făcut de am ajuns aici? Și analiza cea mai bună e punându-ne această întrebare. Am ajuns aici, dar oare nu deciziile mele din trecut m-au adus aici? N-am ajuns în provocarea asta și în încercarea asta datorită lucrurilor pe care le-am făcut de ani și le fac de ani de zile? Și vedeți când, când ajungem la concluzia asta și ne dăm seama mă, de 10 ani eu l-am neglijat pe Domnul. Eu nu am mai venit la biserică, eu n-am mai participat la un studiu, eu n-am mai sunat pe cineva, eu n-am mai încurajat pe cineva, pe mine nu mă interesa nimic, tot timpul am comentat, tot timpul mi-am dat cu părerea și am ajuns unde am ajuns, am ajuns singur, mulți care sunt de dar ce să fac eu singur, pe mine nimeni nu mă mai caută. Uită-te, nu urmă puțin, să vezi care au fost deciziile pe care le-ai luat de-a lungul timpului și de ce ai ajuns. Încercarea are și acest rol. Să ne punem această întrebare, oare ce am făcut de am ajuns aici? Apoi, un alt scop al încercării este să ne simplifice viața. Când vine încercarea, îți simplifică viața. Știi de ce? Pentru că încercarea îți arată ce contează cu adevărat. Se spune despre un om, este o întâmplare adevărată. Se spune despre un om că avea pasiune pentru mașinile de epocă, mașinile de epocă care funcționează, nu era numai un colecționar. Și nu avea bani pentru asta. Și spune că și-a făcut un plan și din punct de vedere financiar să-și cumpere o mașină de epocă, că îi plăcea să umble. Rare și a noastră are pasiunea asta, dar tot vrea să-și cumpere un Renault 16. Pe unde vede pe la dezmembrări Renault 16, el tot zice vreau Renault 16, vreau să-mi cumpere Renault 16 și vreau să-l restaurez. Degeaba îi spui, dar e mai scumpă restaurare decât o mașină nouă. Mai bine cumpără mașină nouă, nu? Și omul ăsta era, avea pasiunea asta și zicea, mă, ca să ajung să-mi permit așa ceva, hai că fac un plan. Și omul a început să adun, adune bani pentru asta. Și când a ajuns să aibă mașina aia, după ce a cumpărat-o, soția lui a căzut bolnavă și a avut nevoie de un tratament foarte scump. Și el a fost momentul când încercarea a venit. Și a fost momentul când el a zis, renunț la mașina asta, o vând pentru că am nevoie de bani. Pentru tratamentul soției. Pentru că asta face încercarea în viața noastră. Simplifică lucrurile. Ne face să trăim mult mai simplu. Dacă privești încercarea ca și un dar. Și dacă privești încercarea ca și un lucru prin care, da, trebuie să trec. Trebuie să vedem lucrurile în felul ăsta. Pentru că încercarea nu este altceva decât testarea noastră. Și vedeți, noi ce facem de cele mai multe ori? E că vrem să fugim exact de lucrul care ne va promova. Noi vrem să fugim de încercare care ne va da provocarea. Vrem să fugim de ea, vrem să o anulăm, vrem să sărim peste ea, dacă am putea să o ocolim. Dar ăla ai lucru, exact ăla e lucru pe care Dumnezeu îl îngăduie în viața ta pentru a te duce la un nou nivel. De ce vrei să fugi de el? Nu mai fugi. De aia Pavel ne spune aici să tratați încercarea cu bucurie. Lucrurile cu care vă confruntați să le tratați cu bucurie. De cele mai multe ori atunci când vine încercarea, încercăm să fim în felul următor. Încercăm să ne dăm pe omul care rezolvă totul, nu-i așa? Las-o să vină că rezolvi-o cumva. Știi? Când vine neplăcerea, când vine încercare. și bine că vrem asta, dar dacă nu poți să o rezolvi mai bine procură bucurie și treci cu bucurie prin încercarea care stă în față. Treci cu bucurie și asta va fi spre folosul tău. Deci nu numai că vedem omul care are această atitudine, las că rezolv eu cumva, alți oameni sau alt tip de om este cel care se sperie și se îngrijorează atunci când vine încercarea. Și n-ați întâlnit, am avut ocazia în ultimii 4-5 ani să întâlnim tot mai mulți oameni care n-ai auzit de asta, n-ai citit asta, tu n-ai auzit cum e cu pandemia, n-ai auzit cum e cu virusul ăsta, trebuie să ne ferim. Oameni care s-au izolat și au stat luni întregi în casă și n-au făcut nici după ce am ajuns să fim mai liberi. Oameni care se, se sperie, se îngrijorează atunci când vine încercare. O să murim cu toții, o să fie ceva teribil, începe războiul, tu nu te îngrijorezi, n-ai văzut știrea astfel de oameni care atunci când vine încercare adoptă o astfel de atitudine. Apoi sunt acei oameni care atunci când vine încercarea, uh, sunt cei care dau vina. Este întotdeauna o victimă. Alții îți devină, eu nu, să am făcut ce trăbă, celălalt e vinovat. Apoi mai poate fi uh, martirul ăla care zice, gata, să încheie tot, nu se mai, o să se încheie cu noi. Sau poate fi rebelul, cel care atunci când vine încercarea, se vine împotriva lui Dumnezeu. Încercarea așadar vine și este doar un test și Iacov ne spune căutați bucurie în încercare pentru că încercarea voastră lucrează la răbdare voastră. Veți fi oameni mai răbdători și de asta e nevoie, nu de agitație, nu să ne tot timpul să, să fim în priză, tot timpul să fim în alergare, este nevoie de răbdare. Mi-am adus aminte de un moment în care, mai, mai în tinerețe, imediat după adolescență, eram la Registrul Comerțului, făceam ceva acolo și era multă lume. Nu știu dacă vă mai duceți aminte cu ani în urmă, nu știu cum e acum. Dar era interesant și atunci că erau lucruri care puteai să le faci online, dar puteai să le faci online, dar trebuia să listezi o hârtie pe care trebuia să te duci la birou cu ea. Și era online, serviciu online. Dar tot la birou trebuia să mergi să-ți pună ștampila. Și erau aglomerații acolo și eram împreună cu cineva de aici din biserică, nu cred că e la biserică în dimineața asta, și uh, stând acolo la coadă, trec o jumătate de oră, 45 de minute, de oră, deja toată lumea era agitată, cele de la ghișeu nu se mai descurcau, tot îl trimitea pe unul, la venea, nu o făcut bine, duce fă apoi, Și era o agitație din asta, am început și noi să ne agităm și să, Bă, ce facem, să, Bă, să, fim și noi cu mulțimea. Până cumva ne au aranjat un, un om mai în vârstă, care a venit și el cu o problemă la registrul comerțului, dar era calm. Și s o uitat la noi și a zis, calmați-vă, stați liniștiți, că oricum tot acolo o să ajunge, o să se rezolve problema. A fost așa o lecție pentru mine în momentul ăla, când m-am uitat la un om răbdător, care cu siguranță a trecut prin multe prin viață. Și am învățat o lecție atunci. Dar chiar, pentru ce Pentru ce să chiargiți? Cum graduezi din încercare? Pavel ne spune foarte clar, să te bucuri când treci prin încercări. Sau să treci prin încercări cu bucurie, da? Ce fel de bucurie, despre ce fel de bucurie ne vorbește Iacov aici? Zice, bucură-te în Domnul. Și îndemnul ăsta, acesta, bucură-te în Domnul, e un îndemn pe care îl găsim așa de des în Scriptură. Pot fi încercările în exterior, dar în interiorul tău, să știu următorul lucru, eu știu cine sunt. Și știu că pot să trec prin asta. Pentru că de partea mea nu este înțelepciunea mea și nu ideile mele și nu sunt planurile mele de ieșire, ci Dumnezeu. De aceea eu vreau să-l las pe Dumnezeu să mă treacă prin asta. Eu vreau să mă bucur de El. În spune bucuria Domnului este tăria mea. Găsim asta și la psalmiști. Și oamenii ăștia care au afirmat acest lucru, bucuria mea. Bucuria Domnului este tăria mea. Sunt oameni care au spus aceste lucruri în momentul în care ori erau înconjurați de, de filisteni, care erau într-o într -o mare încercare. Și au avut puterea asta să spună bucuria Domnului este tăria mea. Asta e îndemnul lui Iacov pentru noi. Bucurați-vă! Bucuria Domnului este tăria ta. Bucuria Domnului trebuie să fie înaintea ta. Pentru că asta te va, te va ajuta să faci față realității. De ce să te bucuri sau cum să te bucuri când treci prin încercare? Adu-ți aminte că Isus a trecut prin asta. Stai e motivul pentru care să stai liniștit, să treci prin încercare. Aduți aminte că, Dumnezeu, că Hristos a trecut prin asta. A făcut asta pentru că ne iubește, pentru că s-a identificat cu noi. De aceea a trecut prin ea. Apoi, încercarea, aduți ți aminte de ce să treci cu bucurie, de ce să ai bucuria Domnului în inimă. Încercarea te face mai asemănător cu Hristos. Încercarea îți întărește caracterul. Încercarea te maturizează. Aici, în versetul 4. Pentru ca să fiți desăvârșiți. Termenul în original să fiți desăvârșiți sau desăvârșire, aici nu se referă la a fi mai sfânt, ci se referă la și are această conotație a maturității. Pentru ca să fiți mai maturi. Să treceți cu bucuria Domnului prin încercare pentru maturizarea voastră. Asta vrea să ne, spun, să ne spună Iacov. Pentru că atunci când nu mai înduri, nu te maturizezi. Maturizarea este direct proporțională cu trecerea prin încercare. Christos, la Hristos am văzut acest lucru. Pe mulți fii, spune în Evrei 2 cu 10, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate, adică Dumnezeu, și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor să săvârșească prin suferință, vedeți, prin încercare. Încercarea face trecerea de la teorie la practică. Și spuneam la început că această epistolă, în aceasta găsim uh, lucruri practice, credința aplicată. Pentru că ăsta e rolul în încercărilor. Să treci de la teorie la practică. Și la ce mă refer când spun asta? Teoria, știi că Domnul ascultă rugăciuni, știm asta toți, e teorie, la nivel teoretic, știm, cunoaștem, cunoaștere sau înțelepciune, imediat vorbim despre asta. Știm acest lucru, dar când treci prin încercare, vei și vedea acest lucru, nu numai că știi, vei vedea că Dumnezeu ascultă rugăciuni. Apoi, rolul, încerc, un alt rol la al încercării este este o oportunitate pentru Dumnezeu să-și arate credincioșia, iar pentru tine este o oportunitate să dovedești credința în credincioșia lui Dumnezeu. Credința în Dumnezeu. Pentru Dumnezeu e o oportunitate să-ți arate credincioșia lui. Că El ceea ce a promis, a promis că va fi cu tine, vei vedea prin încercare că El este cu tine, dar este și pentru tine oportunitate să-ți dovedești credincioșia și credința în Isus Hristos. Amin? Pentru că vei, o, un alt rol al încercării, pentru că vei gradua, încercare trece și vei fi mai matur. Încercarea prin care ești și prin care trece, acestea vor trece. Vom fi, odată ce am trecut prin ele, mai maturi, mai maturi din punct de vedere spiritual. Și Dumnezeu va folosi încercarea și experiența pe care tu ai avut-o pentru a-i ajuta pe alții. Și un alt rol al, al încercărilor este că ne adunăm comori în cer. Trecând prin încercare, așa cum Pavel ne îndeamnă, cu bucuria Domnului în inimile noastre, ne vom aduna comori în cer. Așadar, poate că bucuria nu va schimba lucrurile din jurul tău, din exteriorul tău, însă îți va schimba sufletul, însă îți va schimba starea îți va schimba perspectiva pentru a îndura și îți va da putere pentru a trece prin acele încercări. Așadar, ai nevoie de bucurie în încercare. Ne spune Pavel acest lucru. Avem nevoie de bucurie în încercare. Și al doilea lucru care îl amintește aici, următoarele verset, începând cu versetul 4, ai nevoie de înțelepciune pentru a trece. Dacă ai nevoie de bucurie în încercare, pentru a trece prin încercare, ai nevoie de înțelepciune. Și Pavel ne îndeamnă la acest lucru și spune, cereți de la Domnul înțelepciune. Și în contextul despre care vorbim sau în care suntem acum, vorbim despre aceea înțelepciune care ne ajută să trecem prin încercare. Acea înțelepciune să o cerem de la Domnul. Suntem noi așa de multe ori în viață cu întrebări. Ce să fac, cum să fac, să merg, să nu merg, nu, nu, cu mult timp în urmă, o tot existat întrebarea asta, să mă vaccinez, să nu mă vaccinez, să fac aia, să nu fac aia și tot felul de astfel de întrebări. Cineva zicea, mai multe încercări, mai multe probleme, asta ar trebui să însemne mai multă rugăciune. Mai multă rugăciune în acest sens. Doamne, dăm înțelepciune. Mai multe încercări, mai multă rugăciune. Doamne, dăm înțelepciune. Cere de la Domnul care ne spune, Pavel, că dă cu mână largă. Nu-i zgârcit. Dar vedeți, nu că ne dă orice lucru. Aici vorbim în acest context. Cere de la Domnul înțelepciune, cum să treci prin încercarea în care ești și Dumnezeu îți va da acea înțelepciune. Nu vorbește despre a cere orice lucru. Noi asta vrem. Și nu vreau să se înțeleagă asta. Mulți creștini vor asta. Să ajungă momentul ăla în care Dumnezeu să-mi facă totul pe plac. Ce-i cer aia să facă, ce declar eu aia să se întâmple. Dacă ceri cu credincioșie și cu credință în inimă, înțelepciune ca să poți să treci prin încercarea în care ești, Dumnezeu îți va da. Și Dumnezeu dă cu mână largă. Când vine încercarea, ai nevoie de Dumnezeu care să te ia de mână și să te ducă prin încercare. Cum spuneam deja, nu vorbim despre cunoaștere, ci despre înțelepciune de sus. Aceste două lucruri sunt total diferite. Cunoașterea ca și informație și înțelepciunea divină care vine de la Dumnezeu. Înțelepciunea divină aș defini o a face lucrurile cum le face Dumnezeu sau a vedea lucrurile așa cum le vede Dumnezeu în acest context, a cere acea înțelepciune. Doamne, ajută-mă să fac lucrurile așa cum le face Tu. Doamne, Hristoase, Tu ai trăit, Tu te-ai confruntat cu lucrurile cu care mă confrunt eu, înseamnă că le-ai înțeles, că le înțelegi, dă-mi înțelepciune să fac, să trec așa cum Tu ai trece prin această încercare. Poți să face școli unde să acumulezi multă informație, cunoștință, dar să nu ai înțelepciune. Pentru că e diferență între cele două. Și vreau să amintez numai câteva din aceste, din aceste diferențe. Cunoașterea este teoretică pe când înțelepciunea în contextul în care noi vorbim este practică. Cunoașterea informează, dar înțelepciunea transformă. Cunoașterea este despre a ști adevărul, înțelepciunea să faci, să știi ce să faci cu adevărul. Cunoașterea e cunoaște adevărul, înțelepciunea să știi ce să faci cu acest adevăr. Trecerea prin încercare aduce înțelepciune. Rolul încercărilor este spre înțelepțirea noastră. Nu fugim de încercarea care este în viața noastră, care vine. Și alergăm spre Domnul. Nu fugim de durere, ci fugim spre Cel care alină durerea. Amin? Noi nu fugim de durere, noi fugim spre Cel care alină durerea. Și sigur, înțelepciunea, spune Iacov aici, cereți înțelepciune. Și înțelepciunea, astăzi, noi o primim din Cuvântul lui Dumnezeu. O primim prin rugăciune, așa cum ne spune Iacov. O primim din experiențele pe care le avem, că odată ce ai trecut printr-o încercare și ai făcut așa cum Dumnezeu a vrut, uh, ai, ai, ai experimentat ceva și de acolo înveți. Și sigur că înțelepciunea vine și din sfatul celorlalți la din jurul nostru. Așadar, ce ne învață textul din dimineața asta? Că vom trece, că trecem prin felurite încercări și vom avea în viață Feluri de încercări. Din unele Dumnezeu ne va scăpa, din altele nu. Dacă varianta este nu, Dumnezeu știe de ce este așa. Și aș vrea să ne gândim în această dimineață și pentru câteva momente să mai stăm în rugăciune. Să ne gândim și să ne punem această întrebare. Care sunt încercările prin care treci acum? Și apoi următoarea întrebare. Cum gestionezi? Încercarea prin care ești. Te vei bucura în Domnul, înțelegând că încercarea nu va face altceva decât să te ducă la maturizare? Vei cere în această dimineață, Doamne, vreau să mă bucur în Tine, vreau să am bucuria Ta în inima mea. Vei cere înțelepciune de la Domnul? Și ultimele vesete pe care le-am citit, 7 și 8, spune un astfel de om să nu se aștepte să primească, dacă încep cu versetul 6, dar să cu credință, înțelepciunea, să, se, să fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. M-am gândit la acel tip de om care cere lui Dumnezeu înțelepciune, care se roagă foarte des, care se roagă zilnic doar în momentul în care trece prin încercare. Și acel om nu-l vede pe Dumnezeu decât, aș putea să spun o roată de rezervă, Doamne, acum am nevoie de tine, Doamne, acum intervin Doamne. Și Iacov ne spune aici, nu fiți astfel de oameni, această rugăciune a înțelepciunii lui Dumnezeu trebuie să fie o constantă în viața noastră. Nu fiți nehotărâți, cereți cu hotărâre în inima voastră și Dumnezeu atunci vă ascultă. Nu fiți acel om care este dus încolo și încoace de anumite învățături și de anumite lucruri, ci fiți acel om hotărât care înțelege, da, Doamne, trec prin încercare, ai îngăduit-o, vreau să trec prin ea, dar am nevoie de înțelepciunea ta. Doamne, dă-mi înțelepciune. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți să ne rugăm. Haideți să stăm câteva momente în rugăciune. Haideți să lăsăm pe el să vorbească inimilor și sufletelor noastre. Și poate că e momentul în această dimineață să schimbi perspectiva cu privire la încercarea prin care treci. Dacă nu treci, încercarea va veni și bine să fii pregătit. Ca atunci când vine, tu să ai bucuria Domnului în inimă și să ai această disciplină a rugăciunii pentru înțelepciune. Că orice ar veni în viață, Dumnezeu să-ți dea, să te învețe și să-ți arate cum trebuie să treci. Haideți să ne rugăm și să cerem înțelepciune de la Domnul. Haideți să ne rugăm și să cerem de la Domnul, Doamne, vreau mai mult din tine, pentru că asta mă ajută să trec cu adevărat prin orice ar veni în viață. Dacă sunt legat de tine, dacă sunt legat de cer, dacă inima mea este a ta, dacă mintea ta este a ta, haideți să ne rugăm și să strigăm către Domnul și El să ne dea înțelepciunea Lui. Amin.